te-a învățat Motorrider. Te-a învățat până te-a stricat. Salut! Am adăpat și eu motorul la pompa 4. Pe partea stângă, tot așa, avem o oglindă, avem o cutiuță în care să spui prezervativele, dar eu nu folosesc. Nu folosesc cutiuța. Salut! Astăzi mergem cu motorul la adăpat. Îl ducem la adăpat, îi dăm mâncare. Și îi dăm să pape. Îi dăm să pape de asta. De asta verde ca iarba, așa. Iarba. Așa. Și asta era, mă. De când n-am mai băgat benzină. Asta e bine, consumă puțin. Punem de asta, nu? Scrie aici benzină. E benzină. A început. Și trebuie să pui aici așa și să apeși pe ăsta. Pe ăsta. Și după aia să te uiți și la câți bani îi suge din buzunar. Asta e partea a doua. Asta e tutorial cum să pui benzină în motor. Punem așa ca la săraci. Ia să vedem dacă nimerim 50. Yes! Yes! 50 de lei! Am pățit eu să pun motorina, asta e altă poveste, mă povestesc altcumva. Pe partea altă, când avem pe acolo. La 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 la. Salut! Am adăpat și eu motorul la pompa 4. Mulțumesc! Zi bună! Ai, 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 fată mare mărit ai! Ai, 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 ai! Salut! Ce față a făcut tipul ăla când i-a zis că m-a adăpat motorul? E greu cu echipamentul pe tine. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorrider, iar astăzi am ieșit într-o frumoasă zi și călduroasă zi de decembrie. Da, bine ați auzit, este decembrie, probabil acest videoclip îl vedeți prin ianuarie, dar tot este cald afară. Sper ca și în momentul în care îl postez să fie la fel de cald, la fel de frumos, la fel de incitant să ieși cu motocicleta. Astăzi o să facem un videoclip pentru motocicliștii începători, dar și pentru motocicliștii normali, ca să știe și ei cum să explice unui începător în momentul în care se urcă pe motocicletă sau în momentul în care explică tot așa unui începător care vrea să se apuce de motociclism. De multe ori sarut Renuțu, de multe ori m-am întrebat și mi-am pus întrebarea asta, băi, cum să explici oamenilor care sunt comenzile motocicletei mult mai ușor? Pentru că mulți ați văzut, pleacă de la ghidon, după aia se duc în laterale, alții explică doar logistica din spate, adică, bă, asta e frâna, asta e ambreiajul, asta nu știu ce, nu și ce faci cu ele sau cum le acționezi. Bă, dar chiar e cald, chiar e cald, chiar îmi place, chiar e bine. Ah, miroase a tămâie. Nu chiar a tămâie, miroase altceva. Dar asta este partea a doua. Și revenim la povestea noastră despre cum am gândit eu să fac acest videoclip. Am urmărit mai multe videoclipuri care spun acest lucru și vă încurajez și pe voi să faceți același lucru la alți motovlogger din România, pentru că și acolo sunt informații pe care mie s-ar putea să-mi scape în momentele ce urmează sau chiar și în aceste momente. Deci este bine să vă documentați din cât mai multe surse, frână că intrăm în merțan și nu avem bani după aia de portbagaj de merțan. Din nou revin la povestea mea, că este bine să vă documentați din mai multe surse, chiar dacă de multe ori se zice același lucru, pentru că este bine să revedeți aceleași informații ca să vă intre bine în minte. O, dar vai ce motocicletă frumoasă avem noi aici. E indianul ăla. Scump! Și acum o să mergem într-un loc unde pot să vă explic eu foarte lejer și foarte ușor care sunt comenzile motocicletei și cum trebuie acționate și în ce momente să le acționezi și în ce momente să nu le acționezi, pentru că sunt și astfel de comenzi. O să vezi tu că nu se rezumă totul numai la accelerația, ambreia, schimbător și frână,
și sunt mult mai multe controle de atât și mult mai multe reguli. Frumos semnal, bravo, bravo, să mai dai. V-am adus aici la cărămizi. Filmăm lângă WC-ul ăsta aici, în locul de handicapați. Uite aici, vreau să filmez. Aici filmez. Dacă eu aici vreau să filmez, aici filmez. Asta să fie claritissimo. Îl punem pe locul de parcare. Oprim motocicletul și ne dăm jos. Mă ascund după top case ca să mă vedeți mai bine. Sper că nu filmez soarele, că te cert după aia camera. Dragi frumoși, abonați, prieteni și cei care nu v-ați abonat, știu eu că tu te uiți și nu ești abonat. Eu știu asta, ai grijă. Deci tu abonare, că nu se supără nimeni. Mai ales în momentele astea în care YouTube-ul are probleme cu notificările. Deci chiar dacă ai dat clopoțelul și n-ai dat abonare, nu știu dacă se poate asta, dar e bine să dai abonare ca să primești totuși o notificare. Și revenim la partea despre care noi vorbeam. Comenzile motocicletei. Ca să-ți fie mai ușor și ca să vezi mai bine care sunt comenzile motocicletei, eu o să-mi dau top case-ul jos. Dar înainte de asta o să-mi dau mănușile jos, pentru că mă încurcă. Bun, bun. Și-l dăm de pământ. Bam. Răfuleț, nu mai ai aripioare. Eu m-am gândit așa. Ca să explici mai ușor comenzile unei motociclete, mai întâi trebuie să găsești o parte teoretică sau să dezvolți o parte teoretică la care cel care se uită la tine sau care învață de la tine să îi fie mult mai ușor să înțeleagă. Motocicleta se împarte pur și simplu pe jumătate. În momentul în care tu ai împărțit motocicleta pe jumătate, o să vezi ce rezultă. Partea din dreapta ține cu totul de frână și accelerație, iar partea din stânga ține cu totul de ambreiaj și de schimbător. Deci, partea din stânga ambreiaj schimbător, partea din dreapta accelerație frână. Partea din dreapta este aia care te duce mai repede sau frânezi sau reduci, da? Deci toată partea dreaptă asta face. Comenzile în schimb de pe partea stângă sunt alea care te ajută să schimbi viteza și care te ajută să schimbi banda la rândul tău sau lumina. Deci te ajută să schimbi ceva. Ori viteza, ori lumina, asta mă refer la fază scurtă, fază lungă, să dai semnal, să schimbi semnalul stânga-dreapta. Da? Deci asta se regăsește pe partea stângă. Pe partea dreaptă, în schimb, se regăsesc la unele modele avaria, se găsește kill switch-ul, da? Care tot ține de pornit-oprit, pornit-oprit în trafic, pornit-oprit motorul, ține de pornit motocicleta. Mă uit aici ca să nu-mi fure nimeni top case-ul, da? Cine să vină? Poate cioara aia după că... Bun, dragilor, și mergem pe partea dreaptă a motocicletei. O grămadă de piese, o grămadă de lucruri, de șuruburi, de chestii. Trebuie să le atingi pe toate ca să meargă motocicleta? Ai bine, nu trebuie să le atingi tu pe toate. Trebuie să le atingi pe toate la un moment dat cu apa, când se jegărește, așa cum este la mine acum, dar nu am spălat-o. Avem în partea de asta scărița, o avem aici, împreună cu frâna, frâna de picior. Atenție, frâna de picior tot timpul se acționează numai cu piciorul. Wow, motorrider! Dar atenție foarte mare, pentru că dacă nu ai o motocicletă cu ABS, s-ar putea ca în momentul în care te sperii, tu să apeși foarte tare cu vârful, se apasă tot timpul, cam asta este poziția pe motocicletă, da? La drum normal, la drum lung, ții piciorul în poziția asta pe mijloc, iar în momentul în care vrei să acționezi frâna, nu acționezi așa cu vârful, dai puțin piciorul, puțin pe călcâi și după aia pui frâna cu piciorul drept. Și mă reîntorc la ce vă spuneam mai devreme, frâna de spate, adică frâna de picior, niciodată nu se acționează foarte, foarte tare sau foarte brusc, pentru că îți blochează roata și motocicleta fuge de spate stânga sau dreapta și riști să pici. Mergem așa, pentru că asta este singura comandă jos, mergem așa și urcăm, toate polologia asta aici nu contează, pentru că astea nu-s comenzi, și urcăm la ghidonaș. La ghidonaș. Ce avem la ghidonaș? În lada 4-ului ce găsim? În lada 4-ului ce găsim? Ce găsim la ghidonaș? La ghidonaș e bine, găsim oglindă. Știi să o folosești de când te-ai născut, te uiți în ea și vezi. Dar găsim, în primul rând, accelerația. Vedeți că asta de pe partea dreaptă se învârte, asta de pe partea stângă e staționară. Nu se învârte, că n-ai, nu-ți trebuie accelerație și pe stânga. Deci aici avem accelerația. Grijă foarte mare și cu accelerația. Niciodată nu se acționează brusc. Adică foarte tare, să dai tare de ea așa, ori să te ridici, ori să-ți fugă spatele și să pici. La care ăștia din fabrică s-au gândit ei, fiind deștepți,
să pun o adiție aici, așa, care se numește frână de față. Este frâna pe față, care e pe față. Și motocicleta poți să o împarți în două, așa. Frână față, comenzi față, comenzi spate. Comanda de spate. Atât de simplu. Frâna de față. Frâna de față, tot timpul, atenție mare și la frâna de față, pentru că și la asta, dacă ai o motocicletă ușurică și o motocicletă scurtă, nu lungă, ca un cruiser și ai o vitezană, să zicem, în momentul în care te-ai înfipt foarte tare în frâna de față, s-ar putea să te dea peste cap. Sau să-ți fugă roata într-o parte și să pici. Cum acționăm frâna de mână, se mai zice? Frâna de față. Frâna de față, tot timpul când ai mâna pe accelerație, tot timpul frâna se pune ori cu un deget, sunt mai multe variante aici, frâna se pune cu un deget, se pune cu două degete, cu trei degete sau cu toată mâna. Niciodată nu sugerez să pui cu toată mâna, pentru că în momentul în care ești în accelerație mare, ca să revii să pui mâna pe frână și tragi de frână, accelerația încă mai există. Deci automat trebuie să dai drumul la ghidon ca să reduci toată accelerația și în cazul ăsta motorul rămâne accelerat, tu ești cu frâna, forțezi motorul, nu frânezi în timp. Deci tot timpul, dacă vrei să pui o frână și ești în accelerație, dai drumul la accelerație și după aia te duci cu mâna pe frână. Pentru că ea, vezi, indiferent cât de acționată e, cât de mult de acționată e, ea revine foarte repede. Ce frumos e să te urci fără top case. Tot în partea dreaptă mai avem și butonul roșu pe care îl întâlniți la orice motocicletă, care se numește kill switch. Adică tu, dacă vrei să pornești o motocicletă, mănâncă nasul, în momentul în care ea este pornită, pur și simplu apeși pe butonul de kill switch. Este, să mai numește, și butonul de urgență la motocicletă, pentru că în momentul în care ai picat, nu stai să bagi mâna prin bord să sucești cheie sau așa ceva, ci pur și simplu vii și apeși pe acest buton. De multe ori am văzut că la mulți s-a mai rupt și cheia în contact și așa mai departe și n-a avut cum să oprească motorul. Ăsta este butonul adițional pentru oprire a motorului. Aici, la unele modele de motociclete, la unele avem avaria sau nu. Nu puteau să pună avaria tot aici, pentru că ăsta este semnalul, dar nu mai aveau loc. Și atunci au pus-o în dreapta. Este avaria. Foarte rar acționată, dar te ajută și asta în anumite momente. Ăsta, butonul ăsta de aici, inscripționat așa, o să vedeți de multe ori că ăsta este semnul universal pentru pornire. Pur și simplu trebuie să ții una, două, trei secunde pe el până a porni motocicleta. Cu ăsta pornești motocicleta, apeși, dar puțin mai lung, nu foarte scurt. Depinde ce model ai. Dragilor, trecem la partea stângă, treaba puțin mai complicată, pentru că aici avem schimbătorul, ambreiajul și alte lucruri pe care mulți nu le înțeleg. Iar pe partea stângă, tot așa, avem două scărițe ca și pe partea cealaltă, ca și comenzi. Aici avem tot timpul ambreiajul. Pe partea stângă, la orice motocicletă, fie aia vitezană, cruiser sau așa mai departe, avem schimbătorul. În jos sau în sus. Sunt două poziții, în jos sau în sus. Atât acționează asta. Nu trebuie stânga, dreapta, că n-are nicio comandă, doar în sus, doar în jos. Vedeți că are aici o tijă care acționează în cutia de viteză și își face treaba. Asta la pedală. O să vă explic imediat și cum se schimbă și care sunt vitezele întrepte la motociclete. Pe partea stângă, tot așa, avem o oglindă, avem o cutiuță în care să spui prezervativele, dar eu nu folosesc. Nu folosesc cutiuța. Aici avem claxonul, care claxonul meu a răgușit și nu prea se mai aude, semnal dreapta, apăsăm ca să luăm semnalul de dreapta și semnalul stânga. Și ca să tot timpul să iei semnalul, trebuie să-ți faci un reflex. De multe ori la început rămâi cu semnalul pus, involuntar, fără să vrei, și uiți de el. Și atunci e ok să-ți faci un reflex din când în când să mai apeși pe butonul ăsta ca să nu ai semnalizarea pornită. Că nu de alta, dar încurci pe ceilalți în trafic. Sau tu crezi că ai dat semnal într-o parte și de fapt e pus pe cealaltă parte și când ai să virezi, intră unul în tine. Deci inclusiv de la semnalizare poți să pici pe motocicletă. Semnalul, fază lungă, fază scurtă și dacă apăsăm încă o dată în jos pe ăsta, vedeți că revine. Asta este flash-ul. Nu te ajută la nimic, doar să dai flash-ul unui tâmpit care nu se dă de pe banda a doua când tu vrei să mergi tare, că ești un teribilist, un nebun și un donator de organe. Dar asta este problema ta, nu este problema lui. Poți să-l ocolești dacă ești asta. Maneta asta este ambreiajul.
ce face ambreiajul, dragii mei? Omenirea nu s-a născut deșteaptă și poți să schimbi viteza ca la mașinile automate să schimbe singure, a inventat ambreiajul. Păi ce a zis? Hai să nu ne simplificăm, hai să ne complicăm. Și atunci am inventat ambreiajul, care pe mulți îi bagă în ceas. Ambreiajul îl tragi, se trage la maxim, cu toată forța, și după care poți să schimbi viteza în sus sau în jos, a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea sau a șasea, dacă ești mai bogat. Dar eu nu sunt atât de bogat ca să am șase viteze, dar pot să-mi imaginez că sunt bogat în schimb. Se trage ambreiajul, se bagă întâia tot timpul, vitezele sunt așa, 1, neutru, 2, 3, 4, 5. Adică tot timpul când oprești motocicleta, motocicleta trebuie să fie pe neutru. Oprești motocicleta pe neutru ca să o bagi într-a întâia, dai în jos, adică cu ambreiajul tras, da? Apeși pe manetă ca să bagi intra întâia și dai foarte, foarte, foarte ușor drumul la ambreiaj. Până simți tu că motorul începe să tragă. În momentul în care începe să tragă, poți să dai drumul la ambreiaj tot așa lent și ușor să acționezi. Adică să tragi de ea în jos, așa. Nu este nicio problemă dacă tragi tare, dar să știi că o să te ridici pe roată. După care, dacă vrei să treci într-a doua, tot așa, trage ambreiajul în mers. Și după aia bagi piciorul sub manetă și ridici în sus până face clanț. În momentul în care a făcut clanț, poți să mergi cu viteza a doua. Ai mai multă viteză acum. Acum ești mai aproape de un nebun, un teribil și un dânător de organe. Iar după ce ai băgat-o a doua, tot așa dai drumul la ambreiaj ușor. Pentru că dacă îl dai brusc așa, s-ar putea să te zmucească, să te dea pe spate. Și nu în sensul bun, ci în sensul rău. Ne uităm dacă ne-au furat astea. Nu ne-au furat. Dacă vrei să o bagi într-a treia, tot așa, trage ambreiajul, bagi piciorul sub asta și dai a treia. Și acum ești într-a treia, ești și mai aproape de un nebun, un donator de organe și un teribilist. Motorider știe asta, dar îți povestește ca să-ți aduc aminte tot timpul cine ești. Și ești într-a treia și tot așa dai drumul ușor la ambreiaj, ca să dai dintr-a treia într-a doua, pentru că tu nu vrei să fii un nebun, un teribilist, un donator de organe și să mori. O dai intra a doua ca să nu mai mergi atât de repede și trage ambreiajul și de data asta ca să o dai dintr-a treia într-a doua, nu mai trebuie să tragi, trebuie să apeși pe asta până face clanț. Și a făcut clanț și acum ești într-a doua și tot așa dai drumul ușor, ușor, ușor de tot la ambreiaj. Te-a învățat Motorider. Te-a învățat până te-a stricat. Cam astea sunt controlele unei motociclete. Ei bine, mai este ceva ce ar trebui să știi. Și nu ți l-am prezentat până acum. Nu este pe bord, nu este pe spate, nu este pe stânga sau pe dreapta. Bine, este pe stânga. Și este vorba despre cric. Ai grijă, pentru că eu am picat din cauza sistemului de cric. Da, pur și simplu am plecat de acasă cu cricul pus. Majoritatea motocicletelor au o opțiune. O opțiune asta în care te face să nu pleci cu cricul pus. Ei bine că eu aveam această opțiune la Kawasaki Eliminator de 125 la 16 ani, dar nu am știut de ea și ghici era dezactivată. Ce face acest sistem? Sistemul ăsta, în momentul în care tu ai cricul pus și bagi întâia, motorul se oprește. Adică, mai pe scurt, nu te lasă să pleci de pe loc cu cricul pus. Deci aveți grijă că este și acolo un switch, să aveți sistemul activat, să testați inclusiv asta când luați o motocicletă nouă, pentru că de multe ori acest sistem a salvat vieți. Mulți erau cu vitezanele în mers și în momentul în care s-au aplicat pe stânga, cricul fiind activat, pus, eu a zvârlit, s-a înfipt în asfalt și a zvârlit pe partea cealaltă și de multe ori oamenii au murit din cauza asta. Deci, cricul te ajută, acest sistem pentru cric te ajută. Un alt control, dacă aveți motociclete, nu din astea noi, care își pun ei șoc, își pun ele șocul singure și pornesc și așa mai departe, pentru că știe Motorider că tu n-ai bani pentru motocicletă scumpă, cum nici eu de altfel n-am bani pentru motocicletă scumpă, dar haide să fim oameni și să ne uităm în continuare la motociclete pe care ni le permitem și pe care noi le vrem. Nu contează cât de scumpe sau cât de ieftine, pentru că în viziunea motocicliștilor nicio motocicletă nu e scumpă sau ieftine. Sunt motociclete frumoase, pur și simplu. Sunt pe două roți, îți creează o senzație, ești motociclist și te respectăm pentru lucrul ăsta. Atunci să trecem la pornirea motocicletei, unde mi-am pus cheia. Cheia tot timpul. Se bagă în jos aici. Așa. Și se învârte. Bineînțeles că trebuie să apară în bord la pornirea motocicletei. Acum facem pornirea, ce naibii, deja suntem avansați, pornim o motocicletă. Trebuie să apară un buton cu N
cu N, verde. Verde trebuie să fie. Dacă nu apare, asta înseamnă că motocicleta ta nu este băgată în neutru și atunci este băgată în viteză, între a întâia, a doua, a treia sau ce viteză ai tu. Și atunci strângem ambreiajul și căutăm. Nu, uite, eu am dat în sus, era între a întâia. Uite, acum dacă bag a întâia, a întâia, dacă apăs în jos o să dispară. A dispărut. Acum o să-l bag înapoi. Ușor ridic în sus și gata. Este în neutru. Și acum poți să pornești motocicleta. Tot ce trebuie să faci în momentul în care pornești o motocicletă este să apeși pe butonul ăsta. Dar dacă motorul este rece și motocicleta nu se pornește, atunci mergem la butonul magic, care se află chiar aici. Butonul magic care se numește șoc. Șocul se acționează doar și numai la pornirea unei motociclete când este rece. A mea acum s-a răcit, am lăsat, am vorbit jumătate de oră, o las, este rece. Acum noi trebuie să tragem șocul, l-am tras la maxim și abia acum putem să pornim motocicleta, pentru că pornește mult mai ușor așa și nu te chinui cu motocicleta să o pornești. Și acum doar trebuie să apăsăm pe buton. Era motorul cald de a pornit asta greu. Vedeți că este puțin mai turat. Sau că auziți, este puțin mai turată motocicleta în momentul în care pui șocul, pentru că se dă mai multă benzină pentru a merge motorul și atunci este puțin mai turat. După ce l-ați încălzit, chipurile lăsați așa un minut, două, puteți să dați șocul în timpul mersului, să-l dați înapoi. Și ați auzit fix în momentul ăsta cum motorul nu mai este atât de turat. Cam astea sunt controlele unei motociclete. La anul o să facem un parteneriat cu cei de la Yamaha, să mergem și pe motociclete noi, nouțe, noi ieșite pe piață, ca să vedem ce controle au și alea, la ce sunt bune acele controle, sisteme noi pe motociclete, sisteme noi inventate de curând pentru motociclete, dar nu numai, borduri și așa mai departe. Nu uita să dai acest videoclip mai departe și prietenilor tăi motocicliști care vor să învețe despre controlele motocicletei și cum se conduce o motocicletă. O să vă fac și câteva cursuri despre cum să pleci de pe loc, să vedeți efectiv cum se întâmplă lucrul ăsta. Acum v-am explicat doar comenzile ca să știți care unde stă și unde se regăsesc. Nu uita să dai un comentariu și să răspunzi la următoarea întrebare. Tu ce comenzi ai vrea să ai pe motocicletă? Răspunde la această întrebare în comentariu și data viitoare voi citi comentariul tău într-un vlog alături de cele mai bune comentarii puse la această postare. Mulțumesc că te-ai uitat, nu uita de siguranță, sănătate și toate cele bune. Motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!